Bun, ceaiul ăsta o să fie grozav. Oh, în timp ce aștept să se infuzeze... Hei, David! Ce e? Vreau și eu ceva de băut, te rog! Ah, ok, sigur! Oh, e un mix de ciocolată caldă aici! Bun, dulciuri! Dulciurile sunt cele mai tari! Da, stai să scot chestia asta! Hei, ce naiba? Ai mâncat toate dulciurile! Haide, dă-mi-o pe aia imediat! Vorbesc serios! Dă-mi chestia aia chiar în momentul ăsta! Nu glumesc! Of, sunt atât de supărat pe tine acum! Dar ciocolățica! Of, fie, ia-o înapoi dacă înseamnă atât de mult pentru tine! Ura! Mersi, David! Grozav! Acum nu mai am nimic dulce de mâncat! Ok, nu o văd pe nicăieri, pot să mă furișez aici! Și acum o să-mi iau punga cu râme din jeleu pe care am ascuns-o aici! Da! Ador jeleurile! Sunt preferatele mele! Bună, David! Îmi dai și mie niște râme din jeleu? Te rog! Of, ia toată punga atunci! A luat-o! Dar asta făcea parte din planul meu! Pentru că în timp ce le mănâncă ea pe alea, eu am o rezervă și mai secretă! Am luat un tub de paste de dinți și am scos-o pe toată! Oh, uite-te la gelul ăla! Ok, tubul e gol, o să arunc pasta de dinți! Și acum o să-mi aduc râmele din jeleu! O să le bag în tub! În cap, perfect! Acum o să pun capacul la loc ca să finalizez camuflarea! Și acum când vreau să mănânc o râmă din jeleu, am una pregătită! Da! Abia aștept să mestec jeleul ăsta delicios! Mm-mm-mm, ce bun e! Indiferent ce-ți place să porți, oricine are o pereche preferată de blugi! Sunt așa comozi! De obicei! Hei! Oare s-au micșorat sau ceva? Nu! Se pare că te-ai îngrășat, Betty! Mersi, fast food! Nu! Nu se poate! Mă duc să-mi iau training-ul! Aș mânca ceva sărat! Sunt sigură că am niște chipsuri aici! Bun! Abia aștept să... Tu nu încercai să slăbești? Oare Bella o să miroase burgerul? Calea pare liberă! Nu te-am văzut acolo, Bella? Salata merge! Dar doar atât! Singura cale de a slăbi e să-ți calculezi aportul caloric. Oh! Există o soluție mult mai simplă. Micșorează-ți porția pe jumătate. Ăsta e cel mai fricoșător film. Hei! Fețișoară de morcov? De fapt, da. E scârbos. Clar nu-l înghit. Scuze, Bella, dar e nasol. Nu pot lua ochii de la ecran. I-am terminat deja? Revin acuș. Am câteva secunde. Și atât durează să le mănânc pe astea? Dar trebuie să fiu mai șireacă. De ce nu? Cu un cuțit tai așa învelișul șervețelelor. Scoate plasticul și șervețelele. Apoi puneți bomboanele fix acolo. Betty alege M&M-uri. Asta schimbă total situația. Ah, ce dor mi-a fost de gustul zahărului. Ce-am ratat? Ah, nu multe. Rapid, fără să te vadă. Ce bună e! Bun, domnule, intră! Doar unul, vă rog! Ok, dar aruncă aia! Fără mâncare în cinema! Dar abia am cumpărat-o! Vă rog! E imposibil să intru cu asta! Trebuie să fiu mai șireată! Priviți noile mele pompoane! Sunt doar o majoretă energică, vedeți? Hai, echipă! Da! Doar unul pentru mine, domnule! Interesantă ținută pentru la film! Doar îmi place! Mersi! Vizionare plăcută, domnișoară!
Hai că intru! Așteaptă, vrăjitorule! Aștept aici atunci? Am fost la toate premierele astea! Simt magia din aer! Hei, n-ai citit afișul? Dar nu vreau să le arunc! Fii creativă! Uite! Mamă, ce tare! Ia una, te rog! O iei pe ultima! Wow! Mersi mult! E timpul, domnule? Aia e o carte? Normal, merge cu filmul! Sunt un mare fan! Poftim! Hei! Fără mâncare de afară! Reguli stupide! Exact! Nu pot să cred că sunt aici! Și în timp ce toți sunt cu ochii pe film, pot să-mi savurez gustările din ciocolată! Vrăjitorii adoră zahărul, să știi! Mmm, ce bună e! Mie-mi zici? Altă zi, o altă oră! Și mi-ar prinde bine un plus de energie! Să vină dulcele! Până și mirosul e revigorant! Hei! Miroase ce cred eu că miroase? Ha? Bine, poftim! Doar o gură, da? Hei! O mănânci pe toată! A fost super bună! Da, nu mai spune! Ciocolățica mea prețioasă! Trebuie să o ascund mai bine! Departe de ghearele belei! Dar cum? Chiar am multe creioane! Și slavă Domnului pentru asta! Lipește-ți creioanele în linie dreaptă! Pune batonul într-un capăt, apoi rulează-o ca pe un burrito. Așa-i ascunsă bine! În sfârșit, ciocolata-i doar a mea! Încearcă să iei o gură acum, Bella! Trebuia să mă fi gândit la asta mai devreme! Simt miros de ciocolată? Nu, mă, niciuna! Ce? Nu-i nimic aici? Nasul meu o fi derutat! Sau mai au migrenă? Oare pot să furișez la cinema? E prea mare pentru buzunarele mele! Poate aici? Ce eșec! Vezi, e prea lungă! Cred că mă uit la film fără gustări. Stai! Scociul ăsta e destul de puternic. Oare pot? O, da! Bagă-ți rola de scoci pe mână, apoi încă una. Continuă să le aduni pe braț. Pune-ți chiar și pe mână. Perfect! Apoi lipește-ți dulciurile preferate. Doar alegeri bune, Lana! Întoarce-ți mâna ca să încapă cea mare. Încă mai e ceva loc acolo? Încă un loc! Acum bandajează-ți mâna cu tifon. Poți avea nevoie de ajutorul unui prieten. Continuă pe toată mâna. Vrei multe straturi ca să nu se vadă prin ele? Așa da! Doar unul, te rog! Pare ok! Bună! Ce ai pățit, săraca, de tine? Au! Filmul ăsta o să te bine dispună! Vizionare plăcută! A mers bine, nu? E calea liberă? Da! Ia uite ce am aici! Să începem cu ăsta! Mișto, mersi! Am destule! Nimănui nu-i mai e milă de mine acum! Delicios! Deja am obosit! O zi bună! Că
Cârjele astea sunt șmechere! Oh, nu! Îmi pare rău! Poftim? Trebuie să fug! Mai frate, mi-e atât de foame, dar sunt captivă în camera asta stupida pedepselor! Am întârziat ca o fraieră și am fost pedepsită pentru asta! Bun, gata! Trebuie să mănânc ceva chiar acum! Am pachetul ăsta de biscuiți! Trebuie să fie ceva de mâncat aici! Sunt bune și firimiturile! Hai, intrați la mine în gură! Stai, s-au terminat? La naipa! Trebuie să fie și altceva de ronțăit! Coadă în spate? Da, știam eu! Aveam o bomboană agățată în spate! Oh, da! E fix ce-mi trebuia! Eh, a fost bună, dar tot mi-e foame! Domnule? Alo? Domnule profesor? Pot să mă duc la baie? Un mare nu! Ești aici ca să ți zbăvești pedeapsa! Dar am făcut-o! Uitați câte rânduri am scris! Nu sunt suficiente! Scrie în continuare! Nu pot să cred că stă acolo și mă urmărește! Ah, nu-i atent! Acum e șansa mea să dau un telefon scurt! David, sunt captivă în camera pedepselor și mor de foame! Am nevoie de ajutorul tău! Serios? Vrei să văd dacă pot să fac ceva? Huh? Hei, e timpul să furișez niște gustări! Ok, să vedem! Profesorul stă la catedră! Vai de mine! Nu se poate! E David! Sunt aici! Bună, Madison! Te rezolv eu! Așteaptă puțin! Ok, am skateboardul ăsta! E timpul să-l aranjez cu niște gustări! Trebuie doar să pun niște bandă adezivă pe pungile astea și să le lipesc pe placă! Apoi umplu skateboardul cu toate bunătățile astea! Acum trebuie să-i livrez lui Madison ca să nu mai moară de foame! Ia uite ce minunăție! Sunt un geniu! Ok, trebuie să-l pun pe jos și să-l trimit! Vai de mine! Îmi trimite skateboardul lui! L-am primit! Acum hai să vedem ce mi-a trimis! Da! Chiar a reușit! Uite ce de ronță el, grozave! Vai de mine, miros atât de bine! Da! Nici măcar n-a observat! Dulciurile la oră sunt cea mai tare idee! Atâta timp cât nu se prinde profesoara! Ce-i sunetul ăla? Bun! Avem un mâncător de dulciuri! Stai puțin! Știi că mâncarea nu e permisă aici? Frate! Nasol! Copii, voi o să mă faceți să albesc! Nu pot să am încredere în niciunul din voi, nu? Putem vorbi puțin? Să fiți cu minți, copii! Crezi că o să-i spună mamei? Hei! De ce nu le luăm înapoi? Ce? Nici măcar nu e aici! Vezi chestia asta? Ce? Nu seamănă mult cu asta! Vezi? Sunt aproape identice! E genial! Mai bine mă grăbesc! Le aliniez ca pe cretă! Și pe una... Vine! Iu. Ok, cine vrea să încerce? Sofia, te rog, vino! N-am mai fost niciodată așa de încântată să răspund! Creta asta mă cheamă! A reușit! Ce? Îmi umplu gura acum! Câte pot să mănânc deodată? Sofia, dă-mi aia acum! A fost amuzant cât a ținut! Acum du-te la loc! Adică serios! Oh, e bună! E timpul să-mi ascund gustările delicioase! Scociul ăsta o să fie arma mea secretă! O să lipesc câteva fâșii de scoci peste pătură. Așa. E timpul să-mi ascund bomboanele. Da, ce deștept sunt! Oh, vine cineva! Se pare că doarme. Ce frumușel e, ca un prințișor. Ce-i asta? Mama, te iubesc! Ești cea mai tare!
Oh, ce drăguț ești! Of, era cât pe ce să mă prindă! În regulă, somn ușor! Îți sting eu lumina! A plecat? În sfârșit! Dulciuri înainte de culcare! Dă-mi bomboanele! Ce-a fost asta? Am un monstru sub pat! O să mă ascund sub pătură ca să nu mă prindă! Ha! Ce ușor te-am păcălit! Tina! Ok, mai că am păcălit! Ia niște bomboane! Wow! Ce de Skittles! Nu vine să cred ce te-ai speriat! Wow! Ce de bomboane ai! Nu le pot dezlipi cu mâinile astea de monstru! Ok, bine, poftim! Ce bine! Bomboane! Ce bune sunt! Bună! Uite biletul meu digital pentru film! Totul pare în regulă! Intră, vizionare plăcută! Bună! Am venit la film! Ăsta e biletul meu pentru film! Dar trebuie să văd ce e în geanta ta! Vorbești serios? Ok, poftim, ocolesc! Gata, doar pe astea le-am la mine! Poftim? Uite ce de dulciuri! Clar o să le confisc! Ești o răutate! Ah, eu doar îmi fac treaba! Hai, frate! Tipul ăla de la pază nu glumește când caută mâncarea! Poate merge să fac ceva în legătură cu asta, totuși! Da, normal! Pot să-mi folosesc produsele de machiaj! Ele sunt mereu soluția! Ok, mai întâi trebuie să scap de luciul de buze! Și acum mi-am luat cutia de suc! Clar o să am nevoie de suc! Așa că o să scot un pic de suc cu seringa asta! Ok, cred că e destul suc! Acum pot să-l pun în recipientul luciului de buze! Trebuie să umplu chestia asta cât de mult pot! Gata! Și acum pot să-i pun la loc capacul! Trebuie să-l închid bine! Nu vreau să-mi curgă în geantă! Bun, e imposibil să-și dea seama că ăsta nu e un produs de machiaj! Uite, pot să mi-l aplic pe buze și e delicios! Bun, e timpul să văd filmul ăsta! Ah, stai! Știu că o să vrei să te uiți în poșeta mea! Stai liniștit, o să scot totul ca să vezi! Da, aveam niște ronțăieli, pot să le iei pe toate! La gunoi cu ele, pa, pa! Ah, dar astea sunt farturile mele! Pot să le păstrez, da? Am nevoie de ăsta ca să-mi hidratez buzele! Chiar nu-mi pasă de produsele tale de machiaj! Intră! Grozav, mersi! O seară plăcută! Ha, ce întâlnire dubioasă! Da, am reușit să intru în cinema cu sucul meu! Apropo, chiar am nevoie de o gură acum! Ce amuzante sunt benzile astea desenate! Mă vede cineva? E timpul pentru niște dulciuri! Tati, unde ești? La naiba! Vin copiii! Poți să mă ajut să atârn ăsta în camera mea? Te rog! Nu o să dureze foarte mult! Ok, bine! Dăm cu ele și ciocanul! Ce bine! Mulțumesc! Ah, fructe! Aș mânca unul! Poftim? Ascunde dulciurile de noi! Se pare că dulciurile lui au devenit ale mele! În regulă, acum e drept! Oh, nu! Se întoarce! Gata, Tina! Ți-am atârnat afișul! Mulțumesc foarte mult! Ești cel mai tare, tata! Ce ciudată e uneori! Ok, să-mi continui relaxarea! Nu cumva să mă vadă cineva? Oh, dulciurile au dispărut! Tina! Așa e, nu? Trebuie să închid! Am venit să vizitez pe cineva! Stai așa, ce-i în chestia aia? Ce colți ascuțiți! Du-te! Nu vreau chestia aia în apropierea mea! Bună, dragă, ți-e foame? Nu lăsa fața asta dură să te păcălească, vezi? Vai, băiat bun, Fido! Așa scomotos! Oh, nu! O să mă prindă! Oh, trebuie să renunț la cutie! Vine? Bine?
Ce tare e clipul ăsta! Și aș putea și eu să fac asta, clar! Nu cred! Ce-a căzut! Ce prostie! Thomas? De unde ai băutura aia? Ah, nu-i bai, e suc de legume, nu e carbonatat. Ah, ok, atunci e bine. Wow, e mereu cu ochii pe mine. Ce bine că mi-am făcut un plan în avans. Trebuie să mă asigur că aud bine toate plantele. Apropo de băut, e cam sete. O să iau rapid o gură, n-o să-l deranjeze. Oh, nu! Mama, stai! Nu! M-a prins! Wow! Ce delicios e sucul ăsta de legume! Acum înțeleg de ce-ți place! Ah! Mi-a luat sucul! Ce bine că am unul de rezervă! Ia uite! S-a ridicat în picioare! Loc! O secundă! Trebuie să-mi termin machiajul! Ok, acum sunt gata. Să vedem. Vai! Oh, Doamne, am întârziat rău. Ah, ai farduri? Pot să le împrumut? Te rog, sunt varză. Nu, scuze, nu pot să ți le dau. Ce interacțiune dubioasă. Cum pot să mă lași așa? Dă-mi coace. Serios, doar îți cer ajutorul. Ha? De ce nu merge? Cred că fardurile tale sunt... Ah, m-am prins! Fata aia tocmai a lins fardurile! Intrați! Scârbos! Nu pot să cred că ți-ai deghizat caramelele drept farduri! Da, e o cale ușoară de a le furișa! Delicioasă, e așa bună! Seara de club a devenit mult mai bună! Așa? Păi și apoi? Salutare! Care-i treaba? Trebuie să închid. Trebuie să te scanez mai întâi. Ascuns ceva aici? Oh, ghinion! O păstrasem toată ziua! Vai, vai, scoate tot ce ai! Fie! Poftim, ești mulțumită? Pot să intri. Mă rog, unde rămăsesem? Hei, aici! Ia căștile mele! Alo! Ce? Nu așteptam musafiri? N-ai mâncare, nu? Deschide-le! Da! Am folosit capace de plastic ca ăsta și le-am vopsit. Apoi le-am prins de astea. Vezi? Dimensiunea perfectă ca să țină gogoși. Cool, nu? Și par în regulă. Ah, m-am prins! Mi-ai adus tipul meu preferat. Mi-a fost atât de poftă de astea. Hei, mâncarea nu e permisă. Haide, întoarce-te după ce scap de ea. Bun, stai să văd dacă ascuns ceva. Oh, nu pot să-l las să-mi vadă bomboanele. Hei, colierul lui! Mi-a venit o idee. Da, cred că o să meargă. Voila, mă pot lăuda cu o nouă bijuterie. Ce avem aici? Ești ok, intră. Am reușit să intru. Și acum o gură rapidă. Tocmai și-a mâncat colierul? Ai văzut și tu, nu? Hei, ne dai și nouă din bijuteriile tale? Normal, poftim! Mersi, e grozav! Mai sunt câteva minute de pauză, ceea ce înseamnă că e momentul să mănânc ceva! Frumos! Am adus și eu niște dulciuri. Nu mi-aș strica deloc o porție de zahăr. Of, nu mai contează. Bună ziua! Puteți strânge gustările? Bine!
trebuie. Sper că v-ați făcut toți temele. Pare preocupată. Am nevoie doar de o guriță. Poftim? Fără mâncare la ore? Doar o admiram. Unde rămăsesem? Cum face Rosie asta? E o metodă genială! Trucul clasic cu mâneca! Asta ar trebui să-mi țină de foame! Eu nu pot face la fel cu brioșa mea! În ce aș putea o ascunde? Oare în peria asta de păr? Cred că ar merge! Ce e? Psst! O să-ți arăt un secret! Te gândești la ce mă gândesc și eu? Clar suntem pe aceeași lungime de undă! De la o parte dinții periei de păr și pune în loc brioșa! Mai ții minte astea? Dacă rupi unul în două și îl înfigi în brioșă, la final vor semăna cu dinții unei perii, vezi? N-o să bănuiască nimic! Deja îmi lasă gura apă! Poftim? Madison? Îmi descălcesc părul, doamna! Vedeți? Oh, cred că am nevoie de ochelari noi! Iar văd brioșe peste tot! Bon appetit! Cine are nevoie de pauze când poți mânca la ore? Bravo, dragă! Ah, cât de arătos! Stai! Aici nu se intră cu mâncare și băutură! Trebuie să te verific înainte să poți intra! Hei! Ce-i asta? Bun, poți intra! Următorul! O să-mi iau schitelzurile! Stai! Războinicul bărbos! El e soluția! Am nevoie de o barbă falsă și lipici cald, evident! O să fac o linie ca o față zâmbitoare! Apoi pun o altă bucată de material. Am făcut un buzunar și e perfect ca să țină schitelzuri. Asta e una dintre cele mai tari idei ale mele. Barba pusă, bomboanele ascunse. E timpul pentru club! Stai puțin! Oh, doamne, e războinicul bărbos! Intră! Bun, am reușit să intru în club! Hei, mișto, barbă! Crezi? Ascunde și bomboane! Nu se poate! Ce cool! Îmi dai și mie? Sigur, de ce nu? Hei, frate! Nu-i mai da bomboane iubitei mele! Ah, scuze, vrei și tu? Wow, mersi, frate! Hiu, bomboanele tocmai m-au... Cum se scrie cuvântul Pangea? Sunt mai interesată de prânz, sincer. Știu ce-mi poate potoli foamea până atunci. E plin doar de ambalaje. Eu și pofta mea de mâncare. Se pare că trebuie să aștept. Sau aș putea da atacul în proviziile mele secrete. Mi-ai salvat viața! Salut, sandvișule! Oh, și pe ăsta l-am mâncat? Deja e ridicol! Nu o să mă satur cu astea! Acum chiar mi s-a făcut foame! Stai așa! Oare astea mai sunt bune? Au fost bune inițial! Ce naiba face Rosie? Ce e în capul meu? Foamea mi-a încețoșat creierul! Dar vremurile disperate necesită măsuri disperate. Vino încoace, micuțule! Te rog, nu mă omorâ! E doar un fleac! Hei, Rosie? Rosie? Nu! Nu mesteca o gumă veche oricât de foame ți-ar fi! Hei, am nevoie de aia! Eu nu ți-am stricat ție mâncarea! Trebuia doar să mă întrebi! Ăsta o să-ți țină de foame!
pare a fi balsam de buze, dar are gust a cu totul altceva. Mai bine încercam guma aia. Ai încredere în mine, bine? Miroase destul de bine, așa că o să iau o guriță. Ce gust bun are! Ce produs cosmetic e ăsta? O să ai nevoie de o bucată de brânză și de un tub gol de balsam de buze. Împinge tubul în bucata de brânză. Astfel, când îl vei scoate, va fi plin de brânză delicioasă. Nu uita să-i pui capacul! E genial! Acum am nevoie doar de biscuiți sărați. Bine că am adus două! Prietenele care mănâncă împreună brânză rămân prietene!